Serviciul militar presupune niște privațiuni, da? În același timp ne uităm în acest context geopolitic în care ne aflăm. Acești oameni pot fi în orice moment mobilizați să meargă la război, să moară. Pentru că sunt pregătiți pentru acest lucru. Eu susțin total ca oamenii să aibă acele pensii. Asta este una. A doua, această bâlbâială în legislația noastră, tot schimbăm dintr-o parte în alta, are niște repercursiuni. Când îi dai dreptul unui om, e foarte greu să vii să iei acel drept după aceea. Deci ar trebui să avem și noi o legislație clară care să se respecte zeci de ani. Nu s-o tot schimbăm în funcție de anumite interese electorale. Hai să facem asta ca să fim votați sau datorită prostiei. Credeți-mă, de multe ori anumite legi se schimbă datorită prostiei, efectiv. Deci oamenii nu se pricep, zic hai să luăm măsura asta, cum a fost guvernul Boc, scădem aia, după așa, da, sau referitor la firme. S-au desințat o grămadă de firme la un moment dat printr-o singură măsură. Sau ceea ce vrea să facă ANAF în momentul de față, să închidă firme pentru că au greșit ceva, în loc doar să le amendeze și să-și lasă să-și desfășoare activitatea mai departe.